Infrastructura de sănătate reprezintă o prioritate pentru Consiliul Județean Mehedinți. Astfel, se lucrează intens la secția TBC din Robeta Turnu Severin, unde autoritățile județene și cele locale au mers în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor. Se lucrează intens la toate unitățile sanitare din județul Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acordă o atenție sporită unităților sanitare din județul nostru, întrucât sănătatea mehedințenilor este pe primul loc. Astfel, în prezent se execută lucrări de reabilitare, extindere și dotare a fostei clădiri care deservea celor două secții de pneumologie. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de primarul Marius Creciu, de conducerea Spitalului Județean, managerul Eli Bololoi, dar și de deputații PSD Mehedinți, Alin Chirilă și Cornel Folescu, au mers în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor. Asta este tot întreaga zonă, este pentru radiologie, toată partea asta, aici avem fațada principală. Ea așa trebuia să fie. Datorită faptului că echipamentul este de un echipament cu tehnologie înaltă, necesar a fi rotit pe lângă pacient 3D, scanat și așa mai departe, suntem nevoiți să intervenim asupra zonei, astfel încât să creăm condițiile de spațiu necesare noului echipament, cât și fluxul tehnologic funcțional. Deci, practic, în zona asta vom interveni. Asta e RMN sau ce? Un aparat de radiologie digital în valoare de 2 milioane lei. Este un aparat de ultimă generație, un aparat care pune un diagnostic rapid, un aparat care poate fi folosit și cu sistem PAX adaptat. Practic se poate face și teleradiologie la distanță. După ce a reușit să reabiliteze o bună parte din drumurile județene, Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, a acordat de asemenea o atenție deosebită și modernizării infrastructurii de sănătate. În ultimii ani, acesta a reușit să atragă investiții importante pentru spitalele din județul nostru. Consiliul Județean implementează pentru Spitalul Județean de Urgență 8 proiecte pe fonduri europene. Astăzi suntem pe șantierul unde se lucrează pe un astfel de proiect cu finanțare europeană și vorbim de Spitalul de Modernizare, Extindere și Dotare a fostelor secții TBC. Spun foste secții pentru că aici, efectiv, când vom termina lucrările, vom putea vorbi de un spital de sine stătător, modern, dotat cu tot ceea ce trebuie, pentru că vedeți și dumneavoastră că, pe de o parte, cele două clădiri vechi sunt modernizate și se lucrează cum trebuie la ele și de asemenea se construiesc încă 3 corpuri de clădiri, astfel încât la final vom avea 5 corpuri care vor deservi activitatea celor două secții de la pneumologie. Pentru că vorbeam de două clădiri vechi, unde urcai pacienții pe targă la etaj. Acum am montat un lift pe finanțarea europeană, dar fondurile europene care au fost alocate nu au fost suficiente pentru a acoperi toate categoriile de lucrări necesare, astfel încât a fost nevoie să punem de la bugetul Consiliului Județean mai mult decât cuantumul fondurilor europene și anume 11 milioane și jumătate de lei. În acest moment se lucrează la secțiile TBC din Drobeta Turnu Severin, întrucât cetățenii să beneficieze de servicii medicale la standarde înalte. Pentru realizarea acestei investiții sunt folosite atât fonduri europene, cât și bani din bugetul Consiliului Județean Mehedinți, 11 milioane jumătate de lei, o sumă mai mare decât cea atrasă prin fondurile europene. Termenul maxim până la care trebuie finalizate lucrările la secțiile TBC este 31 decembrie 2023. După câteva sincope pe care le-am avut anul acesta cauzate de creșterea prețurilor la materialele de construcții și la energie, iată că lucrurile s-au mai așezat, constructorul a început să lucreze într-un ritm accelerat, astfel încât am convingerea că se va lucra și pe timp de iarnă, că graficul pe care și l-a asumat va fi respectat și ne vom încadra în termen. Continuăm să gândim și de aici încolo alte investiții pentru Spitalul Județean și așa cum spunea mai devreme și doamna directoare a spitalului, avem nevoie pe de altă parte și de înțelegere din partea pacienților care vin la Spitalul Județean de Urgență,
pentru că, într-adevăr, vor fi perioade în care nu vor avea confortul la care se așteaptă din cauza faptului că spațiile de data asta sunt mai restrânse, că numărul de paturi este mai mic, dar așa se întâmplă atunci când trebuie să reabilităm, să modernizăm și să extindem spitalul. Am convingerea că la momentul când vom termina toate aceste proiecte pentru Spitalul Județean, vom avea unul dintre cele mai moderne și mai dotate spitale județene de urgență din țară. Buna colaborare dintre Primăria Municipiului Drobeta, Turnu Severin și Consiliul Județean Mehedinți se vede și asta prin numeroasele investiții realizate în folosul cetățenilor. Lucru extraordinar, nu numai Spitalul TBC unde ne aflăm acum, dar și Spitalul Județean, pentru că vrem nu vrem, o mare parte din pacienții spitalelor din Turnu Severin sunt cei din Turnu Severin. Și eu ca primar nu pot decât să subscriu și să mă implic în ceea ce face președintele Consiliului Județean, pentru că sănătatea e un bun al nostru, al tuturor, și obligatoriu trebuie investit. Așa cum spunea și domnul președinte, o parte sunt bani europeni, dar mai mult decât bani europeni sunt și bani local. A înțeles și domnul președinte și echipa pe care o are dumnealui că sănătatea trebuie să fie o prioritate pentru noi toți și implicit pentru Consiliul Județean. Noi am sprijinit tot timpul în funcție de cerințele fiecărui obiectiv în parte, susținem și cu utilități, am susținut anumite secții din Spitalul Județean și cu aparatură, ce am putut să oferim și noi de la nivelul primăriei, parcarea de la Spitalul Județean, iarăși făcută pe banii primăriei, acolo unde mi s-a cerut ajutorul, ne-am implicat fără să ezităm. Am primit și noi la nivelul nostru sprijin de la Consiliul Județean. Este o colaborare bună și sperăm ca ea să rămână în continuare. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, și-a exprimat aprecierea față de reprezentanții Consiliului Județean Mehedinți, subliniind faptul că sănătatea mehedințenilor este prioritară. Felicit echipa Consiliului Județean Mehedinți care a făcut tot ce s-a putut pentru realizarea acestui proiect care este în curs de desfășurare. După cum vedem, Consiliul Județean Mehedinți se apleacă și pe alte proiecte în afară de drumul județene, cum spunea lumea la un moment dat. Momentan sunt mai multe proiecte în domeniul sănătății în județul Mehedinți care se derulează. Da, este un proiect care a fost aprobat în perioada guvernului 2017-2019, guvern PSD, un proiect important pentru Mehedinți și pentru tot ceea ce înseamnă sănătatea mehedințeană. După cum vedem, este un stadiu avansat de realizare. Sperăm ca toate lucrurile să ajungă să fie puse la punct, astfel încât toți pacienții din Mehedinți și nu numai să beneficieze de aceste servicii. Având în vedere pandemia de COVID-19, nevoia de a accesa servicii medicale este din ce în ce mai prezentă în rândul oamenilor. Tocmai de aceea, modernizarea unităților sanitare din județul nostru este atât de importantă. Unitatea medicală va fi dotată cu aparatură nouă de ultimă generație la standarde europene. În primul rând, cel mai important aparat este aparatul de diagnostic, un aparat de radiologie performant pe care deja unitatea medicală l-a achiziționat. Urmează, după ce este dată în folosință acel spațiu reabilitat de actualii constructori, un spațiu, un aparat în valoare de 2 milioane lei, un aparat digital performant pentru diagnostic. De asemenea, avem deja achiziționată aparatură de monitorizare a funcțiilor vitale pentru pacienți. Într-adevăr, proiectul nu a fost cu dotare, în schimb, tot cu sprijinul Consiliului Județean am reușit să achiziționăm aparate necesare pentru monitorizarea funcțiilor vitale a pacienților și pentru diagnostic. În cadrul acestui spital există și un laborator de microbiologie tot pentru diagnosticul pacientului cu tuberculoză. Și acest laborator este reabilitat, de asemenea dotarea lui se va face pe un alt proiect care deja suntem înscriși, un proiect pe care îl accesăm acum pe prevenția infecțiilor nozocomiale. De asemenea, acest laborator va fi conform standardelor, va pune un diagnostic rapid și pentru personalul care lucrează va fi o zonă de siguranță. Vechea clădire a spitalului la finalul lucrării va fi una reabilitată complet, cu instalații noi, dotată cu termosistem performant și de asemenea va fi extinsă cu câteva corpuri de clădire noi, cât și lifturi de acces pentru a facilita transportul pacienților. În momentul de față s-a terminat consolidarea clădirii corpului de clădire vechi, fiind împărțit de fapt în două tronsoane. Am terminat de consolidat și tronsonul 1 și tronsonul 2. Am terminat în proporție de 90% termosistemul exterior al corpului de clădire vechi,
practic care este supus reabilitării. Suntem foarte avansați cu corpul de clădire nou pe care noi îl numim în cadrul proiectului Modul Curat, practic pe unde intră lenjeria curată și așa mai departe, urmând a fi distribuită din acest modul pe fiecare nivel. Suntem aproximativ la 70% cu construcția lui executată. În paralel lucrăm la un modul, un corp de clădire care este un modul de circulație proiectat în mod special pentru crearea condițiilor de siguranță la incendiu, evacuarea pacienților. Șeful Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a reușit să atragă zeci de proiecte și sute de milioane de euro pentru modernizarea a două puncte cheie în viețile oamenilor, infrastructura rutieră și cea de sănătate. Aceste investiții continuă, județul Mehedinți fiind un șantier în lucru.